La Mănăstirea Rus va avea loc în data de 9 august, o nouă ediție a Festivalului de Cântări Mariane, interpretate de copii Maică Pururea Fecioară. Cu binecuvântarea preasfințitului episcop Petroniu, Episcopia Sălajului, în colaborare cu Centrul de Cultură și Artă al județului Sălaj, organizează în data de 9 august 2015 la Mănăstirea Sfânta Maria din Rus a 6-a ediție a Festivalului de Cântări Mariane, interpretate de copii Maică Pururea Fecioară. Programul va începe la ora 9 cu Utrenia, urmând ca de la ora 10 să aibă loc Sfânta Liturghie, iar de la ora 13 să aibă loc interpretarea cântărilor. Festivalul se desfășoară după următorul regulament. Fiecare grup va interpreta o singură priceasnă închinată Maicii Domnului. Timpul alocat pentru priceasnă este maxim 5 minute, iar componența corului poate fi între 5 și 20 de copii. Potrivit preotului Silviu Boha, inspector pentru catehizare parohială, la festival pot participa și concurenți individuali cu vârsta maximă de 18 ani.